Ne v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Campionii. Invitatul nostru de astăzi este dublu campion al Republicii Moldova la Caia Canoie, Radu Țăruș. Radu Țăruș s-a născut în satul Alexeu ca raionul Sângereni în anul 1992. Practică caiac canoie de la 16 ani. Primul antrenor i-a fost Boris Filipenko. La doar 17 ani a devenit maestru al sportului. Radu Țăruș este dublu campion al Republicii Moldova la Caia canoie. Este lector universitar la Facultatea Științei Economice la Olim. Face voluntariat de la 16 ani. În 2012 a creat Asociația Obștească Schimbă Lumea, care și are ca obiectiv respectarea drepturilor tinerilor și promovarea unui mod sănătos de viață. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la emisiunea Campionii. Salut! Mersi pentru invitație! Cu mare drag! Vreau să te rog să-mi povestești cum a început cariera ta de sportiv. De la ce vârstă? Cariera mea de sportiv a început acum 12 ani și acum țin minte data era 3 februarie. Am început să fac caia ca noi, un sport pe atunci pe care nu-l cunoșteam. Înainte de a face caia ca noi știam de fotbal și am avut anumite tendințe de a fi fotbalist. Am înțeles că la noi în țară perspectivele sunt foarte departe. Și de ce ceea... dezamăgim pe cei care își visează să devină fotbaliști? Da, și de ce am ales să fac un sport unde mai puțin este vizată echipa. Am avut o invitație de la un coleg care a aflat de undeva că este astfel de sport ca ca și respectiv la invitația lui am ajuns la antrenor. Am început să fac sport, țin minte că primele antrenamente erau în sala de forță, alergam mult, ridicam greutăți și după care, abia primăvara, am văzut cu ochii mei ce înseamnă canotajul, pentru că la început idei nu aveam despre bărci, despre vâslă și așa mai departe. Și, iată, țin minte că la sfârșitul lui martie, am început să, să mă plimb unde pe lac. Și a fost această primă? Pe lacul Consomolist? Da, primele antrenamente au fost pe lacul Consomoliștilor. Țin minte că pentru tineri era foarte important să menținem echilibru, pentru că bărcile noastre sunt foarte înguste și respectiv poți foarte repede să te scufunzi. Și era drept o competiție între noi de, de vârstă, care eram adică, între tineri, cine e mai bine sau cine e mai mult își va ține echilibru. Și țin minte că eram printre lideri, dar uh, era un weekend în care deasupra lacului des uh, zbura un avion. Și cum ridicam ochii la avion, cum mă echilibru. scufundam, da, perdeam echilibru. Okay, dar uh, era martie, era mm. destul de rece afară. afară era, -era finele martie și țin minte chiar în acel an nu era atât de rece. Dar oricum, era interesant, eram tentați, pentru că cât mai cădai repede din încerc... Cipru, că de ai urca iarăși în barcă? Da, da, da. Dacă aveam posibilitatea, mai schimbam hainele. Țin minte că la finele primei primăveri am avut competiții și la prima competiție am fost a 24-lea din 24. Asta a fost prima, prima mea competiție. Ci drept că ulterior mi-am luat revanșa. Oricum, exista o luminiță acolo la capătul tunelului, că totuși mă da. locul 24. Da, dar ce drept ca cel loc 24 m-a motivat foarte mult. Fiindcă când am, după ce am finalizat cursa... Iată, uite, cel din urmă va fi cel din tâi. Da, am finalizat cursa și cineva din, din persoanele cunoscute, din prieteni, m-a întrebat care este visul tău legat de ce sport. Și atunci am spus că Păi vreau să ajung la campionatul mondial uh, Sincer să vă spun Astăzi pentru mine Ar fi mai real Să menționez că Aș zbura pe Martie decât la momentul cela Spun că aș ajunge la campionatul mondial De era... ce ai făcut această comparație? <laughs> că chiar A, era, era imposibil La momentul în care eu Am spus acest, uh, acest vis Al meu Ulterior am muncit foarte mult, țin minte că abia peste, peste 2 ani am reușit să obțin primul loc de 3 la un campionat organizat în Bălți. Și acolo am avut prima mea diplomă, țin minte, și acum era, cred că, o idee de diplomă, nici nu chiar diplomă, pentru că era o, o, o copie a unui certificat. Și respectiv, ă, asta a fost și de dip. Și minte că pentru locul 3 am primit un harbuz. Și astfel a început deja cariera mea de sportiv de performanță. Și ulterior, în 2007, am reușit să devin vice-campion al Republicii Moldova la Caia noi. În 2008 am avut iarăși rezultate bune, în 2009 am devenit dublu campion al Republicii Moldova, maestru al sportului, și respectiv am avut posibilitatea, drept fiind lider printre liderii competiției naționale, am participat, am, mi s-a deschis ușa spre campionatul mondial. Dar acest succes pe care l-ai avut a fost unul așteptat? Eu nu m-am așteptat. Eu știam că trebuie să muncesc mult și aveam visul. Visul era să ajung la Campionatul Mondial. Chiar în săptămâna, cu o săptămână înainte de, de competiția națională, nu știam că o să fiu primul, Pentru că, oricum, sportul este o loterie, nu știi cât e de pregătit. O să te rog să-mi povestești altcineva. un pic despre aceste campionate, ce emoții ai avut acolo, <hânt> nu știu cât de greu ți-a fost, ce adversare pe măsură ai avut. În 2009, la Campionatul Mondial, și acum ți-am minte data, era 2 august și eram la start la distanța de 1000 de metri. A fost prima distanță pe care m-am întrecut. În primul rând eram mândru sine deoarece eu am ajuns la campionatul mondial pentru că ăsta era un vis. În al doilea rând era foarte greu deoarece nu avem experiență pentru că anterior am participat doar la campionatele na naționale și alte competiții în interiorul țării cu excepția unul a fost că numai în România și atâta tot. Și respectiv nu aveam uh, experiența de a concura la nivel internațional. Și a fost foarte greu, foarte dificil. În primul rând, acomodarea, fiindcă era condițiile climatice un pic mai diferite, uh, fusul orar, uh, acolo e o competiție foarte, foarte acerbă între participanți. Dar, în final. Eu cred că echipajul din Republica Moldova s-a prezentat la cel mai înalt nivel posibil pentru acele competiții, fiindcă am reușit să obținem locul 10. Și ulterior deja au urmat alte competiții la nivel iarăși național. Atât de tânăr și ești deja maestru <laughs> al sportului și dublu campion. Ai simțit vreodată invidia din partea colegilor? Nu sunt sigur că am simțit o astfel de invidie, cel puțin nu am avut invidie din partea colegilor cu care eu mă antrenez. Probabil că alți tineri care se antrenează zi de zi din Republica Moldova au manifestat o astfel de invidie la momentul în care eu am fost primul și am ajuns în rezervele olimpice ale Republicii Moldova. Dar altceva nu, 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 nu mi-am cel puțin. Dar cine ți-a fost primul antrenor? Antrenorul de bază care e și astăzi eu îi mulțumesc este Boris Efimovici Filipenko. Am un respect deosebit față de acest om. În primul rând, istoria lui este foarte legată de acest sport, fiindcă acum câțiva ani el avea două automobile pe care le-a vândut și a procurat echipament. Fiindcă, ca să înțelegeți echipamentul pe care noi îl avem, Chiar o să, -o să ne spui, este costisitor acest echipament? În ce constă? Costisitor este ceva relativ, eu spun anumite cifre și deja fiecare analizează dacă e costisitor sau nu. De exemplu, o barcă costă o barcă de performanță costă între 2.000 și ajunge la 20.000 de euro. A, în, când am participat la campionatul mondial, iată, barca de 4 a fost o barcă care costa echivalentul a 20.000 de euro. Și a fost o barcă pe care noi am luat-o în arendă, fiindcă în Republica Moldova nici până în ziua de astăzi nu este astfel de echipament. O vâslă, de exemplu, ajunge scoste între 2 și 700 de euro. Astăzi. Și aceste echipamente le procură sportivii sau ele sunt, nu știu, a Federației de Caiaca Noie? Federația de Caiaca Noie oferă un număr limitat de echipament, dar în majoritatea cazurilor sportivii își procură propriul echipament, fiindcă echipamentul se uzează, dar la noi eu presupun că din cauza că banii sunt gestionați mai puțin eficient, apar și aceste divergențe, fiindcă a, astăzi sunt foarte mulți sportivi care au echipament mai puțin performant, sau cel puțin nu la acel nivel la care ar trebui să fie. Pentru că, o să deschid parantezele, a, în ultimii ani Republica Moldova are campioni mondiali și europeni, la care că noi, începând cu 2007, când a fost o, am avut o, o, un echipaj de campioni mondiali, acum, recent, anul trecut, avem și uh, cei care au obținut cota olimpică, e vorba despre unul dintre frații Tarnovski, uh, ambii care au reușit să reprezinte țara la cel mai înalt nivel la competiții internaționale. O să revenim la antrenorul tău despre care mai povestit lucruri frumoase, precum că și-a vândut două mașini ca să procure echipament necesar pentru caia canoie. Povestește mai multe despre el și ce lucruri ai învățat de la el. Pentru mine, antrenorul meu este un model de persoană care este dedicată totalmente sportului, fiindcă el, într-adevăr, a vândut două din mașinile sale personale și le-a dedicat echipamentului pe care noi, tinerii, îl aveam, era strict necesar la momentul dat. Și vreau să mai adaug că el a vândut mașinile lui, dar singur, câțiva ani, conducea o mașină Zaporozhet. Și era foarte, foarte straniu pentru mine, ca tânăr și e un gest foarte frumos din partea lui, fiindcă el, într-o oarecare măsură, își se auto-umilea, sau nu știu cum să mai spun... Dar și el a procurat acest echipament ca să-l ofere elevilor săi. Da, era dedicat elevilor. Și vreau să mai menționez că eu 12 ani fac ca noi, și în 12 ani nu am investit niciun leu. Toți banii au fost investiți mm. din în cazul meu, toți banii au fost investiți de antrenor. Nici măcar până în ziua de astăzi nu am cumpărat nicio o vâslă, nici, un, nici o barcă. Mi-aș dori mult, dar probabil că în timp apropiat o să fac un astfel de, de gest. Da. Mai practic, mai uh, caia ca noi. Da, eu, eu fac caia ca noi. Este sportul, în primul rând, preferat. Este sportul care m-a motivat și mă motivează zi de zi să fac lucruri frumoase. Mă străduiesc ca 3-4 ori pe săptămână să merg la sport, să mențin în formă fizică. Și apropo, chiar dacă în ultimii ani nu, fac, nu mai fac sport de performanță, reușesc la competiții la care particip să iau un, 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 în primii trei să fiu. Dar totuși mai continui să particip la competiții? Da, fiindcă este interesant. Și drept că particip doar la competițiile naționale. Deja nu mai mergi la cele internaționale. La moment nu, dar în viitor este acum s-a dezvoltat în creierul meu un nou vis. Vreau să devin campion mondial și dacă nu reușesc în timp apropiat, urmează ca să iau campionatul mondial la veterani, care e vârsta după 35 de ani. Eu îmi doresc foarte mult ca să pot continua sportul ca ca noi până la vârsta de peste 50 de ani, pentru că este posibil. Și ar fi frumos ca să am o carieră de sportiv, de performanță mai că să-ți ajute Toată Dumnezeu viața. să reușești ce ți-ai pus în <tiu> gând. Știu. Dar în ce constau antrenamentele? Și bănuiesc că sunt doar mm. pe timp de vară, pentru că iarna unde se fac aceste antrenamente? Antrenamentele se fac zi de zi și iarna tot. Vara noi avem posibilitatea să vă slim pe apă, pe lacuri. Lacurile care noi astăzi ne antrenăm sunt uh, la Consomoliștilor din Chișinău și deja mai performant unde este mai bine să faci antrenament este la Ghidighici. Din păcate el este un pic mai distanțat față de Chișinău, dar oricum noi mergem acolo, mai ales când uh, se face pregătirea pentru anumite competiții internaționale. Uh, Ceea ce pot spune de antrenament, când eram, pregă, eram, în pregătiri pentru competițiile internaționale, antrenamente se făceau 3-4 antrenamente pe zi. Astfel că la 7.30 dimineața se începea primul antrenament, la orele 10 aveam a doilea antrenament, respectiv la 4 seara avem al treilea și la șase, țin -mi minte că era al patrulea antrenament. Și astfel am reușit să devin campion, campion al Republicii Moldova și să particip la campionatul mondial. Și de, de, ce ai renunțat după ce ai fost dublu campion al Republicii Moldova? Nu știu, nu ai avut, acum ai visul să devii campion mondial. De ce a fost, este această pauză? Această pauză a venit după participarea mea la campionatul mondial din 2009. Am fost, când m-am întors acasă, am rămas un pic dezamăgit, fiindcă, în primul rând, costurile pentru participarea mea la campionatul mondial au fost din banii părinților și, respectiv, ulterior nu am avut finanțare și susținere din partea a federației, federației o... nu am avut susținere în 2009. Și am înțeles că drumul spre campionatul, spre a deveni campion mondial, e foarte costisitor. Fiind student și tânăr care era tentat de a participa la viața socială și de a face bani și de a lansa alte idei, m-au m-au stopat pe anumită perioadă. Acum lucrurile se schimbă, am alte viziuni, am alte posibilități și respectiv planific în timpul, sper că cât mai curând mă apuc de, de a îndeplini visul să devin campion mondial. Să înțeleg un lucru. Tu mergi la acestea în competiții internaționale, nu știu, campionate, concursuri și mergi din banii tăi. Totuși tu mergi să reprezinți țara dar din partea statului nu ai nicio susținere. Atunci, care este motivația de a fi sportiv și de a aduce performanțe? Această motivație pentru mine a fost doar lupta cu euul meu interior și doar ideea, am luptat pentru ideea că eu vroiam să particip la campionatul mondial, să-mi demonstrez mie însumi, însumi că pot să obțin anumite rezultate. Într-adevăr, nu am avut susținere, în 2009 nu am avut susținere fiindcă când ne-am întors de la Mondiale, nu am avut nici măcar un leu nu am primit din partea statului. Astăzi un pic lucrurile s-au mai schimbat și cei care cei care obțin rezultate bune mai primesc un ajutor financiar. Dar aia vreau să spun că ajutorul este Doar foarte mic. Acest rezultat. Doar dacă obțin aceste rezultate. Doar dacă obțin aceste rezultate. Dar rezultat. totuși, pleacă acolo cei mai buni sportivi la nivel național, pleacă la campionatele internaționale. Totuși, ei nu sunt uh, susținuți de către stat? În majoritatea cazurilor sportivii nu sunt susținuți. Indiferent de, de care sportul practic. Chiar acum, recent, discutam cu un prieten, bun prieten al meu el este joacă șah și a planificat călătoria la campionatul din Praga și toate cheltuielile și le-a asumat el. Ulterior el a venit cu rezultate bune, dar nu susținerea o... nu, 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 a avut parte de susținere. Hai să vorbim un pic despre familia ta. Unde te-ai născut și cine sunt părinții? M-am născut uh, în satul Alexiuca, din raionul Sângerei. Până în 2002 am trăit în satul cu tijonii mici. Așa s-a primit, că, și le mulțumesc foarte mult părinților, că în 2002 am început să, să locuim în Chișinău. Acest lucru a fost... Uh, părinții l-au organizat pentru mine și eu mai am Ca o soră. Să mai aproape de antrenamente? Să fiu, nu, nu pot spun mai aproape de antrenamente, pentru că în 2002 nici nu știam că este așa sport în lume. În 2002 știam de fotbal și eram foarte limitat în educație. În, trebuie să recunoaștem chiar și astăzi în satele din Republica Moldova este cam complicată dezvoltarea tinerilor. Ajungând aici la Chișinău, la început am început, am avut câteva idei ca să fac fotbal și deja am, am ajuns la canotaj. Te au susținut părinții în alegerea pe care ai făcut-o? Părinții mereu m-au susținut, îmi țineau pumnii, mă ajutau financiar în limita posibilităților pentru că au fost chiar și deplasări. Noi aveam diferite deplasări la competiții naționale și internaționale. Banii pe care îi cheltuiam erau din bugetul familiei. Tot timpul ai avut această susținere. Nu au existat, poate, nu știu, momente de ezitare când ți-au spus să alegi alt sport, neavând încredere că ar fi un sport de, de viitor. Părinții mereu m-au susținut și ei știau că. În primul rând, eu fac acest sport pentru dezvoltarea personală, pentru ca să dezvolt anumite abilități. A fost și pentru ei o surpriză când am fost selectat, când am câștigat Campionatul Republicii și am ajuns în lotul olimpic, ulterior să reprezint țara la Campionatul Mondial. Periodic, în lumea sportului, apar diferite scandaluri legate de dopaj. Ce crezi despre asta? Eu cred că dopajul există, a existat și va exista. Și în caia canoie? În caia e este dopaj, dar nu și în Republica Moldova, fiindcă nu sunt bani. Iată care e cea mai mare problemă. Eu nu, eu personal nu am avut, nu am avut tangență cu dopajul și cred că în primul rând, deoarece nu au fost resurse financiare. faptul că înainte de a merge la campionatele mondiale în special, sportivii sunt testați de ofițerii antidoping tu, în 2009, când ai participat, ai trecut aceste teste? În ce își privește ca noi, în 2009, se făcea selectiv testul de dopaj. Eu nu am trecut acest test. Am avut, la noi mai este, sunt mai multe teste pe care noi le trecem. Spre exemplu, echipamentul care noi slim, da, bărcile noastre, sunt cântărite, pentru că este standardizare. Spre exemplu, o barcă trebuie, o barcă pentru o singură persoană, trebuie să cântărească 12 kg și 300 de grame. Și iată această standardizare, noi am trecut-o de câteva ori, aproximativ înainte de fiecare curs. dar merge la aceste campionate cu barca ta? Ar fi foarte bine să mergi cu barca ta, fiindcă dacă atleților sau fotbaliștilor le-ar schimba cineva încălțămintea, în timpul înainte de meci sau înainte de proba sportivă ar fi foarte dificil pentru ei. De în cazul nostru, ori, fel, sunteți obișnuiți zi de zi antrenamentele le faceți cu echipamentul da. de aici și mergeți acolo și brusc vi se dă un alt echipament. Cum faceți În fapt? cazul nostru, am mers doar cu vâțlele noastre, din Chișinău, dar bărcele le-am căutat de la alți Participanți, le-am împrumutat. Fiindcă, iarăși, este foarte costisitor ca să duci echipamentul din Moldova. Dar sunt sportivi din alte țări care vin cu echipamentul lor? Majoritatea țărilor dezvoltate vin la competiții internaționale cu echipamentul lor. Respectiv, noi am împrumutat de la alte state care au participat la competiții. De exemplu, dacă era o proba feminină, noi am putut să luăm o barcă în care a, se întreceau fetele, na? ca să fie plus minus la egal. A, iarăși, e foarte dificil acest moment, fiindcă, în primul rând, te deprins. La noi e foarte important a, felul în care ești așezat în barcă, cât e de comod chestia asta, pentru că a, o distanță de 1000 de metri durează aproximativ... 3 minute și 20 de secunde. Și 3 minute ca să poți arăți abilitățile tale cel mai înalte, trebuie să te simți comod, confortabil cât de cât. Și asta a fost foarte greu. Eu țin minte că la campionatul mondial noi am schimbat două sau trei bărci până am găsit barca care cât de cât să ne avantajeze și să ne simțim comod. Și iarăși nu a fost atât de comod dacă să comparăm cu antrenamentele care le facem acasă. Și doar din cauza faptului că necesită costuri suplimentare, chiar acești bani nu există, de-aia nu luați echipamentul? În cazul nostru așa a fost. Și vreau să spun că la distanță de 1000 de metri, noi am echipajul din Republica Moldova, a pierdut o sutime de secundă ca să fie în marea finală. Și eu sunt sigur că această sutime a fost doar din motiv că noi nu am avut suficient timp ca să ne acomodăm cu dar echipamentul. acum este la fel? Acum, în majoritatea cazurilor, din păcate, este la fel. Țin cât de popular este acest sport caia ca noi, la noi în țară și nu știu dacă sportivii sau tinerii din ziua de astăzi mai practică caia ca noi. Tinerii practică caia ca noi, dar sunt anumite limite. În primul rând, lacurile și râurile noastre nu sunt adaptate pentru ca tinerii să poată să facă caia ca noi. Acolo sunt anumite standarde sau cel puțin adaptări ca să poți să urci în barcă, ca să poți coborî din barcă. Acest lucru este foarte, foarte restrâns. Anumite, din câte țin minte, noi avem astfel de lacuri, canale sau râuri, avem ad adaptări, avem în Bălți, este la Orhei, este într-o localitate din Anenii Noi și deja Chișinău. Și aici vreau să deschid o paranteză că în stânga Nistrului este mult mai dezvoltat acest sport. Pe aproximativ toată distanța râului Nistru, cât cuprinde întreg teritoriul de stânga Nistrului, este dezvoltat ca economie, De la Râbnița până la Tiraspol și mai jos, Dubăsari. Și voi dincolo. mergeți sau sportivii noștri merg acolo să facă antrenamente? Da, mergem. În primul rând sunt competiții. Este calitar comun a competițiilor. Ceea ce e bine pentru sport, fiindcă partea politică nu afectează pe sportivi. Și aici vreau să spun că în 2009, când am participat la campionatul mondial, noi am construit un echipaj din patru persoane. Am fost eu, reprezentant, adică eu din Chișinău, a fost uh, Victor Kazlov de la Bălți, a fost uh, încă cu noi în echipaj, au fost doi tineri din Stânganistrului. Și la împreună la am, am, în, da, am reprezentat Republica Moldova. Și pentru ei au fost o mândrie că ei au posibilitatea să reprezinte Republica Moldova. Și dacă să vorbim despre tinerii care fac sport, ei apreciază Republica Moldova, ei susțin Republica Moldova, a, politica este, ne prezintă problema cu trans, transnistria cu totul altfel decât a, este în sport. Sportul unește. Și obțin pe noi ne-a unit și noi am avut rezultate bune. Știu că ești un voluntar activ. Când și cum ai început să faci voluntariat? În anul 2008 am început să fac voluntariat. Eram la liceu. A venit în liceu o organizație, un proiect internațional, se numea Dance for Life, Dansează pentru Viață. Un proiect care avea drept scop promovarea unui mod sănătos de viață, și simbol al proiectului era dansul. Era un proiect internațional și uh, mișcarea se făcea în peste 30 de țări ale lumii. El și astăzi, în alte state, se mai dezvoltă. La noi nu se dezvoltă, deoarece, iarăși vorbim de limita financiară. Am început să fac voluntariat uh, în primul rând uh, din motivul că eu am fost informat la... a fost o lecție publică și la acea lecție publică, întrebarea care s-a pus a fost... Uh, dacă știu tinerii de la lecția publică cum se transmite transmit virusul HIV. Și eu atunci am înțeles că nu prea cunosc și ulterior m-am implicat pentru ca să ajut alți tineri să cunoască căile de transmitere a virusului HIV. Și din 2012 până astăzi fac voluntariat, mă străduiesc să fiu activ, să particip la cât mai multe activități sociale sau socioculturale. Și aici vreau să spun că chiar acum, cu mai mulți tineri, studenți de la medicină, am lansat o campanie socială, se numește Football for Life. Va fi organizat un meci de fotbal între tineri, studenți, și la acest meci de fotbal, banii care vor fi colectați în urma vânzării biletelor, banii vor fi donați a pentru cinci familii social vulnerabile din Municipiul Chișinău. De fapt, noi o să ne străduim ca să nu primească aceste familii bani, dar să primească bunuri. În dependență de necesitatea lor să cumpărăm, probabil, va televizor, acest meci va avea loc pe data de 3 aprilie la stadionul de la Boiucani. Și cine vor juca? vor juca două echipe. Vor juca o echipă compusă din studenți a mai multor universități și cealaltă echipă la fel va fi din... Ar fi două echipe mixe din, dintre studenți. Ești printre puține visători care vor să facă lumea asta mai bună. Ai și creat o organizație, Schimbă Lumea. Cu ce se ocupă? Asociația obștească Schimbă Lumea are drept scop promovarea unui mod sănătos de viață și profilaxia HIV în rândul tinerilor. Respectiv, avem mai multe obiective. Printre obiective sunt respectarea drepturilor tinerilor și alte lucruri bune pe care noi putem să le facem printre, pentru societate. Noi facem mai multe proiecte în teritoriu, în diferite sate ale Republicii Moldova. Eu cred că în sate tinerii, din cauza că nu au ocupații, uh, sunt mai uh, mai vulnerabili Dar și la mai... ce proiecte anume te refere? Am avut un proiect care se numea Promovarea Drepturilor Omului, pe care l-am făcut în uh, toate instituțiile preuniversitare din anii noi. Am avut uh, un proiect uh, Implică-te și tu, era legat de profilaxie HIV. L-am făcut în instituțiile preuniversitare din Călăraș și am mai avut alte deja proiecte organizate în diferite localități legate de scopul, scopul ONG-ului. Ce alte activități mai ai în afară de voluntariat? Din 1 septembrie am îndrăgit o, un hobby și o activitate... Originală pentru mine, sunt lector universitar. Și Ce facultate? la Facultatea științe economice Ulim. Uh, înțeleg că nu ai uh, nicio tangență cu universitatea de sport, uh, ai studii în domeniul economic. Da, am făcut uh, economie uh, fiind uh, potențial student, am avut uh, o ofertă interesantă din partea Ulimului, și, respectiv, uh, am decis să merg la această universitate. Astea de tânăr deja și lector universitar. Cum apare în fața studenților? Bănuiesc că sunt unii studenți care sunt și mai mari de vârstă ca tine. Da, chiar acum, recent, am avut uh, o grupă, care studenți la fără frecvență și a fost, uh, au fost câteva persoane mai în vârstă, mult mai în vârstă de, decât mine, deci, ani la care eu aș învăța foarte multe lucruri, pentru că, spre exemplu, era o doamnă cu o vârstă de mai mult de 40 de ani și lucrează contabil șef într-o localitate din Anenii Noi și ea a decis că pentru autodezvoltarea ei vrea să mai facă o facultate și respectiv a fost foarte, foarte interesant și surprins plăcut pentru mine fiindcă ea m-a acceptat din prima și mi-a spus că și pentru ea a fost o provocare de fapt, ulterior am primit un feedback de la ea. Cum reușești să obții această credibilitate în fața studenților? Eu uh, reușesc acest lucru în primul rând uh, prin conceptul pe care l-am eu asupra um, lecțiilor. Eu uh, am făcut voluntariat am avut posibilitatea să merg la mai multe traininguri naționale și internaționale. Am fost în Anglia, am fost în Georgia, am fost în Ucraina, în România și la aceste traininguri am primit anumite abilități și aceste abilități eu acum la lecțiile pe care Cerc le fac să le încerc să le implementez. Și pot să dau un exemplu. Acum studenții au avut obiectul pe care eu îl conduc, este psihologia business-ului. Și o lecție practică a fost um, să meargă în teren timp de o oră și să facă mai multe schimburi, dar schimbul la care ei pornesc este o scobitoare. Și trebuiau să schimbi scobitoarea pe diferite obiecte cu oamenii cunoscuți. Și vreau să vă spun că a fost o lecție foarte interesantă. Și tinerii au, de, au venit cu, cu bunuri mult mai scumpe decât uh, scumpitarea. Spre exemplu, chiar doamna care povesteam a venit cu o carte, cu un parfum și cu alte bunuri. Deci înveți și lucruri utile în viață. Eu cred că astăzi studiile superioare, în primul rând, trebuie să vină cu un concept mai nou, să ofere cât mai multă practică pentru studenți. Și asta și încerc să fac la lecții, mai mult practic ei singuri să perceapă aceste negocieri, fiindcă partea teoretică e este. Ei este la bibliotecă. Din câte văd eu, poți bine negocia ceea ce înveți și pe studenții tăi de la facultate. Așa este. și primul job pe care l-am avut, am lucrat un an și o lună și am plecat de acolo, în primul rând, din motivul că am Simțeam că nu po mai pot să evoluez. Doream ceva mai mult de la mine, doream tot timpul o creștere și doream să fiu aproape de tot ce se întâmplă în lume, fiindcă acolo eram cam limitat. În primul rând eram limitat în comunicare cu anumite persoane și nu vedeam scris. Pentru că următorul după funcție era, eu lucram ca manager, următorul era deja director companiei sau contabil șef, ceea ce era cam departe, pentru mine, fiindcă directorul era și proprietarul companiei și... Nu puteai să urci această treaptă. Da, de acolo am plecat la altă companie și ulterior din primăvara acestui an, în primăvara lui 2015, am decis să mă apuc de propria afacere, de propriile idei. Deja din august am avut și oferta ca să fiu lector și vă spun că... Astăzi eu sunt o persoană mulțumită, fiindcă eu fac ceea ce îmi place. Îmi place foarte mult să fiu lector la universitar, îmi place foarte mult să organizez evenimente și să merg cu concepte noi și cu idei noi. Și plus la toate, dacă îmi gestionez bine timpul, am timp de antrenament. Cum mai vrea să arate sau cum îți dorești să arate lumea pe care ai vrea să o schimbi? Sincer, vreau ca lumea să fie mult mai bună. Eu cred că este posibil acest lucru. Aș vrea foarte mult să nu mai fie atacuri teroriste. Aș vrea ca oamenii să fie mai deschiși, să oamenii să zâmbească. Tinerii nu se simt confortabil și mulți, am mulți colegi care pleacă peste hotare. Și eu visez și vreau foarte mult ca să încercăm să-i ținem pe ai noștri acasă. Și sportivi, și tineri care au abilități în domeniul educației, pentru că, într-adevăr, avem stofă. Eu, aici o să povestesc cu un caz în care singur am fost. În 2011, am avut posibilitatea să merg la un training internațional. Am fost în Anglia și la acel training erau 18 tineri din 18 țări diferite. Și fiecare nu de ajuns limba comună pe care noi încercam să o posedăm la momentul dat, era limba engleză, dar vă spun, era foarte dificil, pentru că, în primul rând, erau toți tineri și toți cam greu înțelegeau limba engleză și plus încă fiecare avea dialectul lui. Spre exemplu, erau o fetiță din Vietnam și ea, înainte de a se exprima, spunea atuli. Și eu nu înțelegeam și ce este atule și în ultima zi am dat întrebarea ce este atule și am spune că ea spune actually, da? Actually spunea atule, adică schimbă un osea. Dar să vă spun că a fost un training foarte reușit pentru că am avut antrenori foarte buni care coordonau toate activitățile. Eu eram din Republica Moldova și mă simțeam mai marginalizat. A, trenerii m-au ajutat ca să-mi schimb viziunea pentru că am stat acolo 10 zile. Și... Dar simțeai asta din partea colegilor din alte țări sau era în mintea ta, ca să zic? Era doar era în tine mintea tine mea. Era doar în mintea mea și era doar o luptă cu mine însumi. Am avut posibilitatea și de susținerea ca să pot să mă degajez. Și să vă spun, în ultimele zile a trainingului am reușit ca să fiu unul dintre liderii acelui training. Da? Abilitățile. Și la acel training am înțeles că Lumea în care noi astăzi trăim este creată de oameni care nu sunt mai deștepți ca noi. De astfel, eu sunt motivat să fac lucruri bune și lucruri noi zi de zi. Pentru că, deschid încă o dată parantezele către acel training, erau tineri din Statele Unite, din Germania și la finele trainingului, eu am fost la fel de bun ca și ei. La început, da, eu poate mă gândeam că Oi, mai bine să ascultăm ce o spună ăsta din Germania, să ascultăm ce o spună ăsta din Statele Unite. Dar nu contează țara. Doar. Nu contează țara, noi suntem la egal și noi trebuie să înțelegem conceptul ăsta. Și în momentul în care tinerii din Republica Moldova o să înțeleagă că ei sunt la egal cu toți și că noi suntem responsabili de tot ce aici facem, atunci Moldova o să ajungă la un nivel foarte înalt, Cred la nivel că acest internațional. Lucru, să zicem așa, deja este, pentru că avem foarte mulți studenți care fac față peste hotare și își fac studiile și nu mai reușesc să obțină și joburi destul de importante în alte țări. De foarte multe ori mi-ai spus că ai visul să devii campion mondial, ai visul să schimbi lumea. Ce înseamnă pentru tine acest, aceste vise? Visele date sunt uh, egale cu anumite scopuri pe care eu le am în viață. Eu mereu încerc să-mi pun un pentru scop pentru care muncesc zi de pentru zi, ca opție, zi, de zi vis. pentru că în primul rând eu consider că norocul este direct proporțional cu munca pe care tu o depui. Și te consider un norocos? Da, pentru că eu muncesc foarte mult. Eu uh, ferm pot spun că succesul pe care eu am reușit să-l obțin în sport sau ce că astăzi, la ai mei 24 de ani, sunt lector universitar, este datorit doar muncii asiduă pe care eu am depus o zi de zi. Eu nu am avut anumite pârghii în cadrul universității care să mă promoveze sau nu am avut pârghii în sport. La primele întreceri am fost ultimul și eu cred că cu multă, multă muncă orice care scop devine realitate. De aceea invit tinerii, și ar fi un mesaj al meu către tineri, să implice foarte mult în activități. Eu am început în 2008 să fac voluntariat a, drept a, mulțumire. Nu am primit bani, dar am primit alte abilități. Am avut posibilitatea să merg la traininguri internaționale care au fost plătite din bani nu personali, da? au fost din anumite resurse, din anumite organizații. Și la cele traininguri am reușit să mă formez ca personalitate și să încerc să gândesc mai diferit. Pentru că am avut odată o experiență la un training. De multe ori auzim metafora că Moldova este o țară din lumea a treia. Și atât la acel training am înțeles ce presupune această metaforă dimineața am avut o propunere din partea organizatorilor să facem yoga. Și tinerii, spre exemplu, din, erau din Statele Unite, din Germania, din vest, au, fost, au, primit această invitație foarte ușor. Pe când eu, fiind din Republica Moldova, mai era un tânăr din Kazahstan, erau câteva tineri din Africa, Zimbabwe, noi cam greu am acceptat această invitație. Și at la acel moment am înțeles că, în primul rând, această lume a treia este în capul nostru și urmează și depinde din de noi ca să ne debarasem de ea. supra meditațiilor? Cum e? Atunci a fost foarte pozitivă. Acum nu mai fac meditații, dar fac sport. Eu mă strădui ca acele patru antrenamente săptămânal, să le fac și la aceste antrenamente eu gândesc cu totul diferit este un fel de distragere un fel de reîncărcare cu energie pentru că consumă foarte mult universitatea și alte activități pe care le avem dar la, la antrenament mă simt Reușești să te aduni acolo da, întocmai ce le spune tinerilor visători care doresc să schimbe lumea spre bine? Le-aș spune, cred că aș da aici o, un citat al lui Gandhi, care sună în felul următor. Fii tu schimbarea pe care vrei să vezi în lume. Deci schimbarea trebuie să înceapă de la ei. De la fiecare din noi trebuie să înceapă schimbarea, să ne gândim la conceptul pe care noi vrem să-l avem, ce vrem să vedem în viitor. Și, apropo, recomand tuturor uh, tinerilor și persoanelor uh, mai în vârstă să-și spună scopuri și să-și creeze obiective. Pentru că doar astfel o să putem să reușim în viață, indiferent de, de ce domeniu. Eu, ferm, pot spune că visele devin realitate. Eu îți mulțumesc pentru acest interviu destul de interesant. Aș mai fi avut câteva întrebări pentru tine, însă data viitoare. Mult succes pentru viitor! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc, Moldova Sport și chiar faceți un, o treabă foarte bună. Mersi mult! Îți mulțumim. Vă mulțumim pentru că ne susțineți în campania noastră de promovare a valorilor Moldovei. Vă așteptăm să ne urmăriți în fiecare duminică la ora 20. Emisiunea Campionii poate fi vizionată și pe site-ul moldovaspor.md Salutăm valorile Moldovei!